Scandalul permiselor din Suceava a luat o turnură revoltătoare. Toți cei implicați în dosar, polițiști, ofițeri și instructori, au fost eliberați din arest. Doar 4 dintre ei au fost trimiși în arest la domiciliu. Această decizie vine la doar 2 zile după ce aflam că șefii rețelei urmau să fie trimiși în judecată. Colegul meu, Cristian Cozmaciu, are mai multe detalii din anchetă. Cristian, de ce au luat procurorii această decizie? Procurorii de la Tribunalul Suceava au respins pur și simplu solicitările Direcției Naționale Anticorupție, fără a oferi încă vreo explicație. DNA a cerut ca toți cei aflați în arest preventiv să rămână după gratii încă 30 de zile. Acum vor fi arestați doar la domiciliu Radu Obreja, fostul șef de la permise și înmatriculări, dar și Radu Popovici, instructor auto și mâna dreaptă a lui Obreja. Alți doi inculpați vor rămâne la domiciliu timp de o lună, în vreme ce restul au fost eliberați și plasați sub control judiciar. Inițial, alți 6 instructori și polițiști examinatori fuseseră lăsați în libertate. Singurul rămas în arest este complicele rețelei, Mihai Martin, ofițer al DGA Suceava. Astăzi, procurorii au hotărât să pună sub sechestru sumele fabuloase găsite în casele celor implicați în dosar. 2 milioane de euro ascunși în găleți, lighene și găuri în pereți, dar și apartamente, terenuri și mașini de lux, bunuri cu proveniență nejustificată.